Adrian Ilie a fost unul dintre cei mai tehnici fotbaliști pe care i-a avut România. Adus de Steaua, de la Electroputere Craiova, pe când avea 19 ani, mijlocașul ofensiv a avut un impact imediat. Steaua a câștigat campionatul în cele 3 sezoane în care s-a bazat pe el între 93 și 96, calificându-se în grupele Ligii Campionilor. Olteanul era letal în fața porții adverse, de unde și supranumele de Cobra. Apogeul carierei la nivel de club a fost reprezentat de perioada petrecută la Valencia, echipă cu care a câștigat Primera División în 2002. A marcat 35 de goluri și a dat 10 pase decisive în actuala La Liga. El a dezvăluit că în acea perioadă a fost ofertat de AC Milan și de Real Madrid. În 98 a fost desemnat cel mai bun fotbalist român după o evoluție excelentă la Cupa Mondială. Desigur, vă amintiți lobul prin care am învins-o pe Columbia.